Gospoda, da mi slavici, kjer on vrači svoje. Începem în masa aceasta sărbătoarea întrupării Domnului Iisus Hristos. Mii de ani au așteptat evenimentul când s-a auzit în câmpurile Betleemului din gura Îngerilor lui Dumnezeu, iată, s-a născut un Salvator, care este Mesia, care este Hristos Domnul. Mergeți la Betleem și îl veți găsi. Semnul după care îl veți găsi, veți găsi un copil nou născut și va fi culcat în iesle. Asta va fi semnul. Să știți, acela este Mesia. Acela este Hristos. Și fiindcă după masa aceasta sunt pregătiți tinerii ca să slujească, vor avea un program închinat sărbătorii și fie ca Domnul să ne binecuvânteze în aceste zile de sărbători. Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie a lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșnicie. De aceea îi va lăsa până la vremea când va naște ceea ce are să nască și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. El se va înfățișa și va cărmoni cu puterea Domnului și cu măreția numelui Domnului Dumnezeului Său. Vor locui liniștiți, căci El va fi proslăvit până la mărginile pământului. El va fi pacea noastră. Hristos, coborât este săracă, este și va fi pacea noastră. De aceea dorim să-L lăudăm. Oh,
În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau strajă noaptea împrejurul turmelor. Și iată un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temiți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Îl găsim un prunc înfășat în scutice și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă Domnului în locurile preanate și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Dorim și noi să lăudăm pe Dumnezeu nostru, căci El este Cel care merită lauda inimilor și a buzilor noastre. Amin.
minunată sărbătoare, membrii bisericii, oaspeți din țara noastră, din alte țări, vă salutăm pe fiecare și suntem strânși cu toții la oaltă cu minunată ocazie de a sărbători întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, a unui Dumnezeu care s-a coborât într-o iesle. Slăvit să fie numele Lui! Unul dintre cele mai zguduitoare, unul dintre cele mai emoționante tablouri a istoriei Universului acesta a fost, este și mereu va rămâne acest tablou a Dumnezeului care s-a culcat într-o iesle. De-a lungul istoriei, de-a lungul civilizației umane, acest tablou a Dumnezeului culcat într-o iesle a stârnit visarea poeților, a dat naștere acelor mai extraordinare versuri care au fost scrise vreodată pe acest pământ. Acest tablou a Dumnezeului culcat într-o iesle a reprezentat un izvor nespus de mare de inspirație pentru muzicieni, pentru compozitori, care le-a smuls din inima lor acele minunate cântări de operă pe care au trecut peste secole și au ajuns până în zilele de astăzi. Filosofi, scenariști, oameni de rândul, predicatori, toți aceștia au găsit o sursă și un fluviu de inspirație din acest tablou a Dumnezeului culcat într-o iesle. Să ne oprim și noi, măcar pe o clipă, în fața acestui tablou a Dumnezeului culcat într-o iesle pentru a admira, măcar pe puțin timp, farmecul. Un Dumnezeu care s-a coborât din dragoste pentru noi într-o iesle. Dar ce fel de Dumnezeu este acesta care s-a coborât pe pământ și s-a culcat într-o iesle? Iată primul lucru care ne șochează atunci când privim acest tablou. Dacă nu am fi cunoscut istoria creștinismului și ne-ar întreba cineva ce te gândești tu despre un Dumnezeu care s-ar fi coborât într-o iesle? Probabil mulți dintre noi am fi răspuns, este un Dumnezeu sărac, este un Dumnezeu lovit de alți Dumnezei, este un Dumnezeu poate cu o istorie bisericească și nimic mai mult. Dar de ce n-ar fi putea fi un Dumnezeu neînțeles, de ce n-ar fi putea un Dumnezeu respins sau unul abandonat sau un Dumnezeu neacceptat? De ce acest Dumnezeu coborât într-o iesle n-ar fi putut fi un Dumnezeu a cărei dragoste depășește orice imaginație omenească? Haideți dar să ne apropiem mai aproape de acest tablou a Dumnezeului culcat într-o iesle și să vedem despre cine este vorba. Cine este acest Dumnezeu care a hotărât să se coborască într-o iesle? El este creatorul tuturor lucrurilor, ne spune Scriptura, a celor văzute și a celor nevăzute. El este creatorul chiar ființei noastre, de asemenea, ne spune Scriptura. Dumnezeul culcat în iesle este creatorul Universului. Dumnezeul culcat în iesle este susținătorul tuturor lucrurilor. El este acela care s-a coborât pe acest pământ, culcându-se în acea iesle, ca să înfăptuiască o misiune. Și misiunea aceasta, singur El s-a dat de gol când era mai mare, la vârsta de 30 de ani, și a spus-o și ne-a fost lăsată pe pagina Sfintei Scripturi, la Luca, capitolul 4, cu versetul 16. Și aș dori să o citesc. Luca, capitolul 4, cu versetul 16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și, după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Și aici Hristos vorbește și spune despre misiunea sa. Duhul Domnului este peste mine, a spus Hristos. Pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătare vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului, așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite la El. Deci Hristos sigur ne-a spus și a spus celor din Nazaret misiunea sa și menirea sa pentru care a venit pe acest pământ. Dumnezeu culcat în iesle a venit să vestească săracilor Evanghelia. A venit să aducă o bogăție pentru fiecare om care va crede în El.
Cea mai mare bogăție pe care o se poate întâlni pe pământul acesta nu este un munte de aur și altul de argint. Nu, ci cea mai mare bogăție pe care o poate dobândi un om pe acest pământ este bogăția căpătată prin Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Evanghelia este vestea bună a lui Dumnezeu. Evanghelia este vestea bună că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos și l-a dăruit lumii acestea conform mesajului Îngerului de pe câmpiile Betleemului. Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos, care este Domn, care este Domnul. Omul care îl are în inima sa pe Hristos este cel mai bogat om de pe lume. Conform cuvintelor Scripturii care ne spun la Coloseni 2:10, voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și a oricărei căpetenii. Dacă veți studia bine cu luare de seamă Noul Testament, veți găsi peste 150 de lucruri pe care noi le primim și le avem în Hristos. Și aș dori să enumăr câteva din ele. În Hristos noi avem alegere. În Hristos noi avem har. În Hristos noi avem pace. În Hristos avem neprihănire, răscumpărare, ispășire, împăcare, iertare, izbăvire, izbăvire de păcat, izbăvire de moarte, izbăvire de osândă. În Hristos avem naștere din nou. În Hristos avem strămutare din împărăția celui rău în împărăția Fiului dragostei său, dragostei sale. În Hristos avem eliberare de orice robie. În Hristos avem sfințire. În Hristos avem binecuvântare, putere, înțelepciune. În Hristos avem o gândire nouă. În Hristos avem biruință, mângâiere. În Hristos avem Duhul Sfânt. În Hristos avem statutul de copil al lui Dumnezeu. În Hristos avem o cetățenie cerească, o domnie împreună cu Hristos, o hrană, bucurie, o plinătate, o schimbare din rău în bine, un logodnic avem în Hristos, un prieten avem în Hristos, o familie avem în Hristos, un tată avem în Hristos, un scop avem în Hristos, o moștenire, o înviere, o proslăvire, o răsplată și în Hristos avem toate lucrurile, ne spune Scriptura. Slăvit să fie numele Lui. Vă puteți oare imagina ceva mai bogat decât aceste lucruri? Hristos, deci, a venit să vestească săracilor Evanghelia. Și lucrul acesta este cel mai bogat lucru pe care îl putem primi. În a doilea rând, Dumnezeu, culcat în iesle, a venit să tămăduiască pe cei cu inima zdrobită, ne spune Scriptura, pe cei cu inima zdrobită de păcat. Să aducă o vindecare supremă, cu alte cuvinte. Și cea mai mare, cea mai cumplită boală de care un om poate suferi pe acest pământ nu este boala trupului, ci este boala sufletului. Și de aceea cea mai mare vindecare de care un om poate beneficia în viața sa nu este vindecarea a trupului, ci este vindecarea a unei inimi zdrobite de păcat. Vindecându-ne de boala păcatului, Dumnezeu ne oferă acel bilet, acel pașaport spre țara, unde niciodată nu va mai fi nicio robie, nicio durere, nicio moarte, conform cuvântului scris în Apocalipsa 22:4. El va șterge orice lucru, orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile cele din tâi au trecut. Dacă suferim, dacă avem lacrimi, dacă avem durere, aceste lucruri sunt cele din tâi. Hristos, culcându-se în ieslea cea săracă, a venit să tămăduiască pe cei cu inima zdrobită de păcat, dându-ne posibilitatea de a fi moștenitori a împărăției cerești. A treilea lucru, Dumnezeu, culcat în ieslea, a venit să ofere o eliberare. Hristos a spus, am venit să propovăduiesc robilor de război slobozirea. Și cea mai mare război purtat vreodată pe acest pământ nu a fost nici cel din tâi, nici cel de-al doilea război mondial, în care, cu adevărat, pe drept, au fost omorâți milioane de oameni. Însă cel mai mare și cel mai cumplit război care a fost purtat vreodată este și va fi mereu războiul între cel rău și diavolul. Și inițiatorul acestui război, desigur, știm foarte bine cine a fost. A fost cel rău, a fost diavolul. Și prin urmare, prin amăgire, i-a tras după sine și pe oameni și-a făcut robi ai săi și robi ai păcatului. Mulți dintre oameni sunt robi. Alții sunt ai tutunului, alții ai alcoolului și al altor lucruri. Și este adevărat că dacă vom merge și le vom spune că tu ai nevoie de slobozire, ei vor răspunde la fel cum au răspuns și cei de pe timpul lui Hristos.
Noi nu avem nevoie de slobozire. Ei au răspuns. Noi suntem sămânța lui Avram. Cum spui tu că noi suntem rob a cuiva? Noi n-am fost niciodată rob a cuiva. Cum spui tu? Veți fi slobozi. Lucrarea Domnului Iisus realizează această eliberare a omului din robia diavolului și strămutarea în împărăția lui Dumnezeu. Hristos a venit să ofere o eliberare. Am venit să propovăduiesc robilor de război slobozire, a spus Dumnezeu. Dumnezeu culcat în iesle a venit să ofere o perspectivă. Dumnezeu culcat în iesle a venit să dea căpătarea orbilor, căpătarea vederii a celor care nu văd. În Ioan capitolul 9, Domnul Iisus vindecă un orb din naștere și când au văzut lucrul acesta, fariseii l-au căutat, l-au prins pe acest om și au început să-l convingă și să-i spună: acest om nu merită să fie urmat, nu trebuie să fie crezut. El cumva te-a vindecat prin iscusința sa, nu știu cum, dar nu-l crede și nu-l urma după el. Însă Domnul Iisus mai târziu îl întâlnește iarăși pe acest om care i-a dat și i-a dat vederea înapoi și îi spune niște lucruri șocante despre misiunea sa pe acest pământ. Îi spune: eu am venit în lume ca să aduc judecată, ca cei ce văd să nu mai vadă și cei ce nu văd să capete vederea. Din alte cuvinte, înțelegem că există o orbire mai grea decât a celui care niciodată n-a văzut lumina lumii. Sunt oameni care spun, precum spuneau și fariseii, noi nu avem nevoie de Dumnezeu, noi vedem, de fapt, și nu suntem orbi. Dumnezeu a venit în ieslea cea săracă ca să ofere o perspectivă, ca să deschidă ochii acelor care niciodată nu au văzut. Iisus Hristos a venit să ne deschidă ochii credinței, ca să-L vedem pe Dumnezeu, ca să vedem planurile sale și să înțelegem, să vedem și să credem în împărăția sa care s-a apropiat de noi. Și ultimul lucru pe care îl oferă Dumnezeu culcat în iesle, El a venit să ofere o despovărare, spunea Hristos. Am venit să dau drumul celor apăsați. Cred că mulți dintre dumneavoastră ați citit cartea lui John Bunyan, Călătoria creștinului. Cartea aceasta începe cu această ilustrație a unui om care are niște poveri pe umerii săi. Și nu poate scăpa de această povară până când nu este luată la cruce, rugându-se prin pocăință și prin credință primind eliberare. În străinarea omului de Dumnezeu i-a aruncat niște poveri asupra umerilor săi. Și mergând în jurul nostru, privind la oamenii din jur, vedem pe expresia feței celor mai mulți din ei, citim oboseală, citim posomărire, îngrijorare, un stres, citim și vedem o povară care apasă pe umerii lor, care este povara problemelor și povara păcatului, desigur. Și oamenii încearcă cu toate puterile lor să se descurce singuri, fără puterea și fără ajutorul lui Dumnezeu. Însă Domnul a spus: veniți la mine toți cei trudiți și toți cei împovărați. Veniți și eu vă voi da odihnă, luați jugul meu. Veniți la mine și eu vă voi lua povara aceasta care vă apasă și în schimb vă voi da un jug. Și jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară, spunea Hristos în Matei. Cu ocazia, deci, acestei sărbători, dragă biserică, îl putem vedea iarăși pe Dumnezeu care stă culcat într-o iesle, dar oferindu-i inima noastră prin sinceră pocăință, având credință că a fost și este trimis de Tatăl pentru ca să ne răscumpere, putem dobândi acele lucruri despre care Iisus Hristos ne le-a promis și ne-a spus. Putem dobândi o bogăție nemai văzută, putem dobândi o vindecare a inimii zdrobite de păcat, putem dobândi o eliberare din capcana celui rău, putem dobândi o perspectivă sau niște ochi cu care putem privi și înțelege împărăția lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Și putem primi o despovărare de toate grelile și de toate murdarele noastre păcate, care apasă atât de mult pe cel care încearcă să le ducă. Spunea că în Călătorie creștină apasă atât de mult că mă coboară tocmai în iad, tocmai în abis. Slăvit deci să fie Hristos Fiul,
Slăvit să fie Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt pentru acest minunat dar despre care astăzi ne amintim. Astăzi și mâine, slăvit să fie Dumnezeu, căci s-a culcat într-o iesnă. Slavă Lui!